JISC și UNICEF au vizitat comuna Blăgești din Bacău, una dintre cele 45 de comunități pe care le sprijină în cadrul proiectului Servicii Comunitare pentru Copii. Programul a început în urmă cu 3 ani. Peste 90% din copiii identificați fără acte de identitate au în momentul de față certificat de naștere și acte de identitate. Și cel mai important lucru este acela că toți copiii la risc de separare de familiile lor sunt alături de părinților. Sunt comunități care au nevoie de sprijinul companiilor private, sunt comunități care au nevoie de sprijinul profesioniștilor precum cei de la UNICEF. Am fost astăzi și am văzut cum echipa lor încearcă să ajute comunitatea să-și completeze dosare, să-și vaccineze copiii, să îi trimită la școală, lucruri care sunt extrem de importante. E foarte important nu doar să aducem copiii la școală, să reducem absenteismul și abandonul școlar, ci odată ajuns copilul la școală să-l menținem la școală. Pentru comunitatea din Blăgești, proiectul UNICEF a dus mari beneficiu. Prezența la școală a crescut, a responsabilizat cadrele didactice, copiii sunt mai deschiși, vorbesc mai frumos. JISC și UNICEF România au un parteneriat pe o perioadă de 3 ani. Peste 45.000 de copii și familiile acestora sunt beneficiarii proiectului Incluziune Socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității.